Claudiu, dragă, spovestește un pic părțile care ți s-au părut mai interesante, care aș vrea să le spunem și telespectatorilor noștri, nu neapărat legate de înălțimi, de vârfuri, de nu știu ce, lucrurile pentru care vin oamenii și se bucură de ceea ce le oferiți voi, având în vedere faptul că voi gestionați managementul parcului. Da, într-adevăr, este un tezaur viu acest parc național, motiv pentru care este și cotat la nivel național și internațional și ca rezervat a biosferei și ca punct fierbinte de biodiversitate în Carpații europeni. Este un tezaur, de ce? Fiindcă pe lângă partea de diversitate naturală, bogăția de specii, de floră, faună, mai este și diversitatea culturală, care întregește termenul de biodiversitate. Adică e o comunitate vie, sunt peste 110 stâne care își duc traiul sus în vârful munților, e o transfumanță în continuă și perpetuă viață. Pe lângă aceasta sunt activitățile acestea ale comunităților locale. E permisă și exploatarea lemnului, colectarea de ciupești, de fructe de pădure și comunitățile trăiesc din resursele naturale existente în acest parc național. Motiv pentru care noi încercăm să-i sprijinim. Sunt și probleme și legislative și așa mai departe, dar încercăm să creionăm un parc național participativ, în sensul că încercăm să implicăm aceste comunități locale și cu precădere partea tânără, fiindcă ei sunt viitorii factori de decizie care vor prelua ștafeta la un moment dat în diverse instituții. Dați-mi minte că am fost nouă dată cu tine în parc, țin minte că voi faceți foarte multe activități și de inventariere, practic, a capre negre, a habitatelor, știu că te-ai preocupat foarte mult și pe partea de a gestiona și răpitorii de noapte, prin tot felul de sisteme de infraroșu, vizibilitate, vorbea să nu deranjezi habitatul, lucruri extraordinare. Nu numai aceste aspecte, multe, multe cele din primăvară, de când apar primele flori, să spunem așa, care te bucură, rododendron, nu țin minte. Are o să povesti o mare diversitate și toamna iarăși o mare diversitate de lumea de plante și așa cum spuneai, lumea le exploatează și pentru uzul propriu. Mă refer la clasicele afine, fructele acelor plante afinele, merișoarele, scorușul, măcieșul și așa. Desigur, știu că există, pentru că am văzut pasionați de, și de ciuperci, pentru că chiar este ultima, nu știu, enciclopedie, cum doresc, nu știu cum îi spune, în care am surprins din plăcerea lui Claudiu, am băgat și lui Bola mai puternic legată de ciuperci și aici vreau să vă spun că vreau să vă arăt cam ce se găsește, cam ce se recoltează, mai puțin asta roșie, aia numai din scufița roșie, dacă vă amintiți când ne povesteau părinții noi când eram micuți, cum îi ducea la bunicuța în coșuleț Amanita muscaria. Nu vă recomand pentru că este ciupercă relativ toxică din cauza că conține muscarina, care este o substanță neurotoxică, atacă sistemul nervos și apar convulsii la ingerare pentru că este periculoasă. Însă aș vrea să mă refer mai mult la speciile de bază colectate în parc, cu care oamenii se întrețin și așa. Este vorba de Cantarellus cibarius sau gălbiorul, cunoscutul gălbior, care vedeți cât e de frumos. Deci se vede partea lamelară care este aderentă la picior, coboară spre baza piciorului. Este o ciupercă galbenă și prin fierbere nu se deshidratează, este o ciupercă comestibilă foarte bună. În mod normal nu se poate confunda cu alte specii, mai există ceva asemănător, un Phalotus olearius, dar în parc această specie apare doar primăvara și este, ea se depigmentează prin fierbere și are și altă culoare și miros, cât și despre boletacele, Boletus edulis, este una dintre cele mai cunoscute ciuperci recoltate în zonă, o ciupercă făcând parte din familia boletacelor, nu are lamele, are papile caduce sau tubulaturi, cum vedeți sub cuticula pălăriei. De asemenea, piciorul consistent, gros, foarte, foarte frumoase, vorba și ne bucurăm că le găsim și le folosim. Astăzi vom gusta o salată la un moment dat din aceste ciupercuțe care ni le-a prezentat Claudiu în această enciclopedie frumoasă care conține o mare diversitate și de plante și de șerpi, să spunem, și tot felul de păsări și așa mai departe. Plus, așa cum spuneam, parcul oferă și zone, cum ar fi Valea Vinului, foste zone miniere, care am înțeles că și astea încă sunt par, dar să știu că minele sunt închise, din câte am înțeles deja. Da, e o activitate care s-a închis, însă
și acum se lucrează la închiderea unor mine care au fost parte. Aici, practic, țin minte, când eram încă în facultate, veneam la Valea Blaznei și la Valea Vinului pentru recoltarea de șantiane, zonă cu auriferă, să spunem așa, dar nu numai. O să vreau la un moment dat să mergem împreună să vizităm un muzeu care face parte din tradiția locului și care la urma urmei ne bucură că există un muzeu al minelor, să vedeți și parte de mineralogie, deci de pietre, de flori de mină și așa mai departe, șantioane din tot felul de așa de uneltele folosite, echipamentele cu care intrau în peșteră, multe alte cele lucruri interesante, plus că am înțeles că este și un colțișor pe care o să-l vedem, o să ne povestească doamnele ghidele noastre de acolo, un colțișor cu un pic de faună din zonă, cu elemente care pot să ne aducă într-o primă fază mai aproape de Parcul Național Munții Rodnei.